Noi oamenii suntem ca și o bulă. Noi oamenii suntem o bulă, avem un universul nostru. Dacă nu ești deschis la alte căi, n-ai cum să crești, n-ai cum să evoluezi. Look, it's time to chill, so roll that blood and light it up. I know I say this all the time, but look how much I give a fucking... Doamne ajută tuturor! Doamne ajută, George! Mă bucur că ai acceptat invitația mea de a face un podcast împreună. Și mă bucur și eu că sunt aici. Mulțumesc. Te-am ales pe tine, George, fiindcă am văzut că ești un om deosebit din foarte multe puncte de vedere și îți place să faci drumeții, îți place dezvoltarea personală, îți place să faci lucruri pe care unii oameni n-ar vrea să facă aceste lucruri și le-ar crede imposibile și țignite. Ce părere ai de asta? Pentru că nu accept acele lucruri, pentru că nu se deschid la nou. De-aia le se par țignite și din comun. Poate imposibile pentru unii. Și cum noi, un om obișnuit, ce, vede un puș de 20 de ani care urcă pe munte. Da. Care trece, care are la bustul gol, da? Are pe el, are tot ce trebuie, are niște kilos mișto, un slip mișto și urcă până sus la Sphinx. Pe soare, pe ploaie torențială, că n-am precizat, și pe grindină. Și are și plina de rucsac, de ploaie și nu și-o pune și urcă așa până sus. Și cum ai dezvoltat această perseverență și această mentalitate? Noi perseverență, nu-i mentalitate. Multă lume a văzut că se concentrează asupra exteriorului de dezvoltare personală și nu se concentrează asupra lor, a focusului lor. Ignoră sirenele. Dacă ploaia, tot ce e în exteriorul tău e sirene, așa exterior, care te poate fute, scuze în limbajul, de la concentrare. Și nu ești acolo concentrat pe ceea ce vrei tu să devii, pe identitatea ta, care vrei să te duci până sus. Care lași naibii, tot ce te poate opri, lași frâna de mână, te concentrezi pe proces, pe acțiune, cauți, faci un research, ce au făcut alții, vezi dacă este altul care face așa ceva. Dacă nu te-ai gândit tu ce putea face ca să-ți pui o rutină, ca să ajungi, să atingi acel plafon, da? Că un rezultat e un plafon și apoi să mergi mai departe. Pentru că multă lume, că am văzut, se concentrează, stabilești rezultate foarte mari și și-a motivația de acolo. Dar mi-a motivația din mine, din identitatea mea, care trece și dacă după ce să atingi rezultate și nu... te mai căcui, căzut și unul de extrema cealaltă, mi-am atins obiectivele, rezultatele, ce fac acum? Te pui în cur și te gândești. Când așa faci progres mici, dar continuu. Și nu te gândești, bă, hai să-mi stabilesc un alt elefant, alt mare și după aia să mă gândesc pe segmente. Și iar apare rigiditatea. Nu e spontan, pentru că tu unde ți-i atenția? Cum o să atingi acolo, unde și altă lume, nu? Mergi cu turma. Da. Super tare. Și cum ai început? Asta este Cum am început? Am făcut și eu un mic research cum am început și am găsit-o... Nu cred că ai găsit nici într-o mii de ani. Nici toată viața. Te ascult. Am găsit-o când am făcut o astrogramă. Astrogramă ce înseamnă cum era cerul în momentul nașterii tale. Așa se define și o astrogramă. Care se explică cu energie, cu planete, cu zodii. Și am făcut research-ul ăsta și mi-am dat seama de ce îs pe turbo în momentul ăsta din 2018 până în 2025. De ce? Aia că este și o precizare. Pentru că trece Uranus peste ascendentul meu. Uranus, dacă te uiți peste planete, e desenată ca și turbo. Dacă te uiți peste ea, îți dă senzația și te atrage ca și un turbo. Așa îi ia ca și planetă. Și atunci când trece ăsta,
Eu sunt pe turbo acum. Super tare. Da, ai mei au crezut că mă și droghez, că stau cu un extraterestru în casă, nici nu știu că sunt prezent în casă, când eu mă concentram pe mine și să descoper, să citesc, am citit și Biblia, bă, Coe, de ce nu umbli la femeie? Cum ți s-a părut Biblia? N-am citit-o chiar toată, însă nu vreau să mă concentrez doar pe Biblie, știi? Hai, termină că după asta citești ca altceva. Sunt pasionat de transformare, de exemplu, am citit Edgar Cayce, Atlantida, de energie, de ocultism, tot ce ține de treaba asta. Super tare, deci te dezvolți pe mai multe domenii spirituale, nu ești doar pe... Da, îți deschis la mai multe căi, de așa am început că noi oamenii suntem ca și o bulă. Noi oamenii suntem o bulă, avem universul nostru. Dacă nu ești deschis la alte căi, n-ai cum să crești, n-ai cum să evoluezi, n-ai cum să înțelegi ce se întâmplă acolo. Să vezi și perspectiva dacă altora. Exact, exact. Și să te dezvolți și tu, și eu. Da. Te dezvolți și în trip. Your energy attracts your tribe. Deci din 2018 ai văzut o schimbare în tine, nu, George? Atunci am început cu dezvoltare personală. Anthony Robbins, i-a luat așa, treptat. John Maxwell. Super tare. Și care a fost, bănuiesc că ai început cu cărțile, nu? Cărțile în 2018. Resursele tale bănuiesc că au fost videoclipurile, cum am fost și la mine, și cărțile. Nu. Vrei să spun cum s-a manifestat treaba asta cu începutul? Da, chiar vreau să aud. Ok. În 2017... Cred că am început liceul, așa, da. Și în 2018, cum s-a întâmplat? Mama mea e somelier și-a cunoscut, adică somelier cu vinul. Și acolo gătește și un bucătar, care și el e șef bucătar, care și el e pasionat de treaba asta cu dezvoltarea personală, cu creșterea. Că are un business și afla unde el, business nu poate crește deasupra identității. Normal. Da. E și logic. Și m-a văzut pe mine așa mai timid, cam înam, eram și procrastinos, da? Era un bula mea închis și că mie nu plăcea ce îmi dădea școala, adică simțeam că nu mă ajut. Da. De ce? Pentru că era totul general, pentru că fiecare e unic. Revin la treaba asta după ce termin cu asta, ok? Da. Și bucătarul ăsta m-a văzut așa mai timid, cu capul în jos, victimă, da, închis. Și mi-a zis, George, tu citești? Nu! Nu! Ce? Și mi-a zis, atunci mi-a zis prima dată de audiobook. Și am întrebat ce e aia. Bă, audiobook-ul îi o carte, dar cineva care îți vorbește. E cineva care o citește ție și tu nu trebuie să fii neapărat cu el. Adică e înregistrat, dar nu în videoclipul ne vedem noi și doar înregistrarea. Când ai pune videoclip, ar fi numai vorbele noastre. Da. Ce-am vorbit. Bă, ce super tare, ia dă-mi eu. Și atunci am dat peste prima audiobook Trezește orașul din tine, al Anthony Robbins. Minunat, super. Am umplut și un caiet din asta, e cam aici. Un caiet din ăsta. Minunat, superb, superb. Ideea ți-a venit ție atunci sau ți-a zis cineva, George, ar trebui și să notezi? Am simțit eu să notez pentru că era foarte multe informații și să le pot digera. Minunat, superb. Să notez și să lucrez cu convingerile mele, cu, cum am zis, și cu identitatea mea. Ceea ce eu nu știam pe atunci. Bun. Da, hai să revin la școală, că am zis de ce nu-mi place, că am zis că revin, că fiecare suntem unici. Am zis așa, momentul nașterii a fiecăruia, în antichitate, se făcea asogramă, de ce? Ca să știe familia respectivă cum să pregătească pe
copil, bărbat sau femeie, fiecare cum ăsta își alegea calea, da? Da. Cum să-l crească, cum să-l pregătească? La noi, suntem pregătiți așa, ne jucăm cam cu aceleași obiecte, cam cu astea, da? Da. Cu jucării sau cu așa. Dăm aceleași teste, suntem pregătiți cu aceleași research care nu-l fac profesorii, ci este dat să se predea. Da. Și nimic nu citește. Adică nimic nu va mai fi nou, ci totul monoton. E tot același lucru. E tot același lucru. Bun. Nu îți povestesc că m-aș certa cu profesorii pe treaba asta, că erau online, deși nu jongleam pe aceeași frecvență. Da. Și atunci nu știam cum să gestionez treaba asta. Dacă cineva e așa, tu răspunde cu calm. Dacă ai răspuns cu agresivitate și așa, e ca și un dans, urc. Da. Până pușcă. Bun. Ce să-ți mai zic? Cum... Că suntem frustrați, majoritatea populației, da. Da. Dar pentru mai că facem același lucru. Da. Și ce a însemnat școala pentru tine? Școala dezvoltării? Da, și școala normală. Hai să zic școala normală, ok? Cum te pregătește ea? Deci dacă vrei să urmești drumul ăsta cu a ști, ești o pătură de diplome. Și la sfârșit o pătură de 2 metri de pământ, cum zic. Cam asta te pregătești. Bun, acum hai să iau și pe cunoștințe. Cunoștințe înseamnă și experiența ta. Că treci printr-un proces, nu e doar a ști, cu a cunoaște. A cunoaște înseamnă să și contribui cu ceva. Pentru că a ști, știu, du-te în pula mea. Deci, știu, am dat o diplomă, mă acoperă, dacă greșesc, du-te în pula mea, cum a zis, e un strat mare de diplome, o pătură foarte mare de diplome. Care mulți ne ascunde în greșelile sub pătura asta. Bă, greșit, hai că mă acoperă de treaba asta și nu te-asumi. Da. Și nu școala dezvoltării personale, cum, ce înseamnă pentru tine, George? Și cum ai început să o pui și în practică? Adică ai început să cunoști oameni și... Mergând la evenimente, plătind și mentori, investind în programe de peste 2000 de euro, făcând și bani, chiar dacă n-am nicio diplomă, chiar dacă nu sunt certificat de coach, încă sau training-uri sau orice, care, normal fiind, educându-te normal, mergând pe sistemul clasic, asta mă refer, da. Cu diplome cu heteronomie, adică diplome critici și așa, mă duc și nu vreau să intru că mă doare capul. Nu te asumi și cumva te aștept că te concentrezi pe rezultat și dacă cumva nu iese, cumva dai vina pe exterior și nu-ți asumi tu. Atunci nu ești fericit și ești fericit doar în momentul în care îți atingi acel obiectiv. Deci fericirea ta e restricționată pentru atingerea acelui obiectiv. Fuck death! E o ficțiune! Fuck death! În loc să vezi și procesul. Fuck death! Adică uite-te la tine, uite-te la identitatea ta, uite-te la cum percepi lumea, uite-te la cum te percepi pe tine, uite-te la dacă te bici prea tare, uite-te la toate treburile astea care s-ar putea să mergi cu frână de mână tras. Te mergi de ce să ies aburi. Da? Hai să facem un test în viața reală. Nu trebuie că noi vorbim poate aberați pentru cineva. Nu? Uite, o provocare. Mergi cu mașina cu frână de mână trasă și accelerează la maxim. Vezi dacă poți. Că mă stă și sistemul. Poți. Am și cunoscut oameni care mi-au zis că am uitat frâna de mână și n-am să complet. Când am ajuns la destinație era tot motorul fierbinte. Ce sfaturi ai da persoanelor care nu au încredere în ei, George, și cum să-și cultive încrederea astfel încât să își dobândească energia astfel încât să să creeze ceea ce vor ei să creeze, scopuri, să-și facă planuri și să le obândească. Să lucreze cu ei înșiși și să lucreze pe identitatea lor, ceea ce vor ei să devină.
Cum lucrând pe punctele slabe, uite, spun punctul meu slab, mie mi-a frică de contact. Ce am făcut? Mi-a luat mănuși de lupte, mi-a zis cineva, băiat, mănușii de astea, ok. Și după m-am bătut. Mi-a arătat ce înseamnă pe pielea mea o directă, un croșeu și un percut. Și de acolo am ieșit bine, mersi. Am ieșit și cu mici, nu știu dacă se vede pe aici, dar e și normal, mici zgârieturi, sânge, mi-a și dat sânge pe aici. E ok, da. Nu pătești nimic. It's all good. Da, interesant. Plus, este o vorbă. Aici contribuie la tine, dacă ai frica asta de contact. Nu. Nu am. Am avut-o trecut. Am făcut kickboxing, box. Deci te-ai bătut cu cineva. Da. Uite, hai să contribuim pentru cine nu s-a bătut sau cine nu și-a primit-o în față sau pe pielea lui. Ok? Cine nu și-a primit-o pe pielea lui. E o vorbă din țigani. Bă, e și foarte înțeleaptă vorba asta. E foarte înțeleaptă. Și zice așa. Dă-i râzând. Că altfel ri să obosești. Dă-i cu iubire. Nu-i dau cu ură, că altfel poți obosi mai repede. Dă-i cu iubire. Da. Ce înseamnă succesul pentru tine, George? Și cum îl vezi tu? Cred că succesul, să zic așa, la mod general și pare vin și la mine, e cea mai bună versiune a ta, adică pe identitate. Eu vreau să fie constant și să fac zilnic și să fac progrese zilnice, să lucrez tot timpul cu identitatea mea, adică să nu fie o zi în care să nu mă respect pe mine, ce mi-am pus în agenda să fac. Și tu m-ai întrebat, bă, când ai timp să facem, stai să mă agenda, când am liber. Nu puteam să suprapun, că dacă suprapui, e și presiune. Bine, poți să suprapui task-uri mici, de exemplu, bea apă sau fă două mașini de plătări. Astea le poți suprapune. Dacă lucrezi la business sau ai o întâlnire sau ai o tabără, nu poți să le suprapui, că durează mai mult timp. Ești implicat acolo. Bun. Succesul pentru mine să-mi stabilesc ce am de făcut și să le respect cu sfințenie, dar să nu cad în cap. Minunat. Pentru că de acolo să nu mă duc pe altă căi greșite. Minunat. Și cum faci asta? Cum îți faci obiectivul și după îl duci la îndeplinire? Cum ajungi la acel lucru? Îmi fixez o direcție, mă întreb ce vreau eu și dacă vine ceva din mine că vreau, ok. Mă gândesc ce identitate să fie pentru acel ceva cine vreau să devin și lucrez acolo, ok, am astea, am plusuri, am minusuri. Și acolo încep să acționez pe baza asta cu mine, să îmi fac și un proces de acțiune și care se ducă și la un rezultat și după rezultatul acela să contribuie la alt rezultat. Super tare. A existat un moment în viața ta în care ai vrut să renunți la partea dezvoltării personale și dacă da, de ce? Da, când am căzut în capcana să mă motivez de rezultate din astea cum e acum în toi, cum se promovează, fixează-ți rezultate mari care se sperie. Îți găsești motivația de acolo. Și dacă nu faci ceva, scade lumea în cap, așa. Deși bicii. De ce? Pentru că nu lucrezi cu identitatea ta. Pentru că mergi cu frâna de mână și tu îți fixezi ceva. Uite așa e obiectivul. Da? Urci pe o pantă din asta. Da. Pe o părție neagră dacă și schiezi sau mergi cu plac. Da. Tu mergi cu frâna de mână trasă pe așa ceva. Clar renunți. Adică nu se pune problema. Sau îți rupe motorul. Sau crap tu. Nu știu. Da. Îți faci boli. Pici, naibii, în mormânt. Da. Ăla înseamnă. Și am zis că nu vreau să ajung acolo, deci te și vizualizezi. Și atunci am și renunțat. Bă, și renunțarea e o treabă bună, dacă o pui unde trebuie. Da. Și cât timp a fost faza de renunțare?
a fost o decizie corectă, luată pe valorile mele și eu a fost ceva, am făcut un click. Adică trebuie să fac un click ca să pot merge mai departe, ca să nu mai mă duc pe modelul ăsta. Am Super. Schimbat modelul, am schimbat calea. Nu. Și cine te-a ajutat în acest mod? Bănuiesc că n-ai făcut singur și nu ți-ai dat seama singur. Nu. De asta spun că cine spune că poate singur e imbecil. E imbecil cine face singur și cine zice că face singur. Nu. Sunt oameni care îți spune și problema și așa din mentor și chiar și cu Zohar, cu Ștefan Chihaia, cu mentorul pe business care lucrează acum, Valentin Bărbulescu, din cărți citite, din problemele avute, din capcanele care am intrat și am ieșit, adică și din experiență și din suport și din ghidar. Super tare! Și cu ce afaceri te ocupi, George, în acest moment, dacă vrei să împărtășești? Da. Acum lucrez la un program, High Ticket. Vreau să fac pentru antreprenori și profesioniști care se întâmpină cu procrastinarea în viața lor. Adică unde am fost și eu să-i ajut într-un an de zile să lucreze și să ia decizii corecte pe baza valorilor lor. Interesant. Super tare. Și când ai de gând să-l pui... când ai de gând să-l termin, de fapt? Da, când termin, poate când găsesc altă cale mai bună. Când îl lansez, te referi? Da. La aia mă refeream. Nu e ca și un curs obișnuit sau ca și un model, că am testat modelele astea cu email marketing, cu reclame, cu site-uri, cu landing page, da? Multă bătăie de cap și e prea general. Când am văzut că prea multă lume merge pe o cale, cumva își pierde din valoare, știi? Nu, da. Parcă nu vorbești personal cu acea persoană și apar și anumite frustrări. Atunci am ales o cale premium, care să fie unul la unul monitorizare și feedback. Și ca să mă pot ocupa, să lucrez cu clienți mai puțin, dar să mă ocup de fiecare în parte, cum am spus. Și să reușească să aibă rezultate în viața reală, cum ar fi să scape definitiv de procrastinare, care e o luptă fantastică în ziua de azi să scap de ea. Și dacă nu știi cum, te dai de toți dragi. Da, ai dreptate. Și observ asta și în viața mea. Dacă nu știi să scapi de procrastinare. Să o elimini. Da, nu să scapi, să o elimini complet. Da. Dar asta se face cu pași mici, după părerea mea. De asta spun, progres mic și constant. Pentru că altfel n-ai cum. Altfel n-ai cum. Altfel du-te pe calea clasică și ești mai frustrat decât ai intrat. Da. După ai a și curățenie în timp. Păi asta am făcut și a fost un proces foarte dur cu mine și foarte intens. Foarte dur ca și concentrare, ca și intensitate. Am înțeles. Cum ai aflat de Zohal și ce înseamnă Zohal pentru oamenii care urmăresc acest podcast? Asta trebuie să spun ce înseamnă Zohal, asta știu că înseamnă ceva planetă, cred că Saturn, care spune tot așa, fac cu pași mici treptat, cum a făcut și Wim Hof. Dacă ai auzit de Wim Hof? Nu cred că am auzit de el. De Iceman, omul gheții. Ah, da. Bun. El, am carte. Timp de 40 de ani, ce-a făcut? S-a expus la frig, a intrat și după a bubuit. Uite-te, a apărut și pe la Ellen Show, posturi din astea super cu renumite. Murici foarte înalt, care e top mai tot timpul, ajută și vedete, ajută... are și un podcast, cum facem noi acum, podcast, invită vedete care să vorbească cu, care are și influență foarte mare. Da, deci omul de la
un om oarecare, că toți suntem oameni, da. O să spun și vorba imediat. Și omul a arătat că, bă, ce face el, poate faci, poți face și tu. Și a rămas, da. Wow. Adică eu să stau în gheață și să urc pe munte. Normal că o purul prejudecata. Un grup de 24 de oameni prinși acolo pe sfinx și răniți. Vine sau îți morți, știi, mă vedeam așa la televizor. Uite așa, toată familia. Vai, unde mă fac. De asta spun, ai grijă la identitatea ta, cum percepi tu. Te poate atrage în jos. De asta ți-a spus mereu. Și insist pe treaba asta. Da. Bun. Normal, când faci ceva nou, apare și frica de necunoscut. De aia zic, do it! Let's cu curaj, du-te! Cu frică, dansează cu ea, nu mai ține. Ai dreptate. Și ce înseamnă Zohal pentru tine? Și când ai descoperit Zohal, George? Cum am spus, your energy attract your tribe, mă atrag da. Și pe mine, prin atracția, adică sunt niște energii foarte fine care ne atrag unii pe alții. Este și la un anumit nivel. De exemplu, n-am nimic cu alții care sunt inferior, adică care sunt la minus 2, minus 3, unde de fapt am fost și eu. Păi, să nu rămâi toată viața acolo. Atunci e problemă. Dacă rămâi, na, asta e. Nu? Cum e în dezvoltarea personală? Nu contează unde te-ai născut, contează unde vei ajunge, unde vei deveni. Asta spune. Asta găsește în toate cărțile. Bun. Zohal, Ștefan, mi-a oferit suport și iar suport și nu am făcut altceva decât să mă ghideze și doar am făcut. Adică dar trebuie să-l ascult pe el. Ce spune? Am înțeles. Cum te-ai împrietenit cu Frigul? Frigul e prietenul meu, Frigul e prietenul meu cald. Nu mi-a fost ușor. Însă, făcând și nu concentrându-mă să creez eu o roată, să creez eu altceva, cum fac mulți, am luat cei ceva și am făcut research, care avem Google-ul, nenea Google-ul e bestial, și am căutat și uite, bă, este o metodă. Bă, hai să mă uit, este și instructor. Bă, uite, este în România. Tot așa, căutând, am găsit. Dacă nu faci risa și nu ești deschis să cauți, cine nu caută, nu găsești. Normal, caută și vei găsi. Cel mai important lucru. Până la urmă vei găsi, dacă cauți suficient de mult, vei găsi ceea ce dorești. Da. Și să și faci parcurs. Dacă nu faci, da. Nu, rămâi cu găsitul. Da. Tot revenind la Zohal, cum te-a dezvoltat pe tine? Ce, adică, să-mi zici... Am presimțirea că vrei să încerci și tu. Că vrei să faci și tu. Că văd când pui că multe întrebări și faci research pe mine. Nu doar eu, poate. Poate nu cineva doar tu, de... dar mă de întreb aici? Că nu știu cu... cine se uită, adică eu mă refer la tine, că tu pui întrebarea. Da. Tu îmi pui mie întrebarea acum. Mă refer acum, prezent ce e, nu ce va fi. Mm-hmm. Am înțeles. Ce va fi, poate să profite, ia și profite. Adică ia ce benefic ție. Eu asta am făcut. Care a fost cea mai importantă lecție pe care ai primit-o din Zohal? Focus. Cum adică? Concentrează-te. Concentrează-te pe ce ai făcut. Da, focus. Da, și pe starea ta interioară. Pe prezent. Și cât ai stat cel mai mult în gheață, George? Asta cred că mă întreabă unul care nu supraviețuie și îl întreabă pe un supraviețuitor. Nu e o competiție. Hai să spun, eu prima dată când am stat în gheață, cum am spus, Frigul te pune față în față cu temerile tale interioare, cu fricile tale, cu tot. Adică acolo ești în prezent.
Da. Și dacă reușești să te controlezi pe tine, reușești să obții și confort într-un mediu inconfortabil, să te, cum ar fi frigul, care te ajută și la stres și îți oferă și alte beneficii. Prima dată, să se spună întrebarea, am stat mai mult de un minut, nu știu exact cât, da. Însă am simțit că și corpul tremură, adică reacționa acolo, știi? Și am zis, bă, hai să stau, să mă concentrez, să mă calmez. Pentru că erau fricile, erau temerile, pentru că traumele, fricile, toate cele, sunt undeva înmagazinate în corp. Da. Dacă faci masaj, te relaxează total, nu? E o formă de relaxare. Da. Așa, dacă stai în fric și te controlezi și îți controlezi respirația și te focusezi pe respirație, te și relaxezi. Adică eu am dormit buștean după asta. Ce exercițiu fac eu aproape în fiecare zi este dușul cu apă rece. Și îl fac după ce m-am spălat cu apă caldă, mă spăl cu apă rece la final, timp de vreo 3-4 minute. Cu apă pocnă. Și așa am cultivat rezistența la fric. Wim Hof spune că un duș cu apă rece pe zi ține medicul departe. Minunat. Super. Deci următorul pas e gheața. Gheața. Da? Chiar aș vrea să fac un zohal. Să văd cum este. Vei vedea că reușești. Oricine poate. Doar că să vrei. Da, să vrei, pentru că și asta se întreb. Vrei cu adevărat? Do it! Nu vrei. Ok, măcar știi ce nu vrei și faci altceva ce vrei. Da. Da. Adică să intre un pic de lumină în tine, să știi ce vrei și ce nu vrei. Dacă nu știi, ești, băi, de cap. Mai bine doar toată ziua, mai bine mori. Eu așa ai zis, mă, mori. Nu știi ce vrei. Cum a influențat eșecul viața ta, George? Mi-a deschis și alte căi și bula asta și să știu mai important ce nu vreau. Să nu mai mă bag acolo. Și sunt lecții care mă ajută. Adică dacă m-aș mai reîncarna, aș repeta aceleași greșeli ca să trec prin proces. Adică nu vreau să am aceeași mentalitate. Pentru că n-aș contribui la mine, la creșterea mea. Înțeles. Deci să-i trăi viața să-i exact cum trebuie. N-aș trăi viața exact. Dacă ar fi și alte mai top, le-aș accepta. Adică alte informații mai top, alte cunoștințe ca să pot fi include. Aș accepta. Însă să trăiesc încă o dată aceeași viață, să nu mă reîncarnez și să fiu acum ce an suntem în 2021, să fiu acum în 3 ani, mă, n-aș vrea aceeași mentalitate, adică vreau să trec tot prin același proces, dar eu am trecut, eu mă înțeleg pe mine, n-am cum să te înțeleg pe tine, n-am cum că nu ești tu. Da. Ce sfaturi ai da persoanelor care încep calea dezvoltării personale și nu știu ce ar trebui să facă și au auzit de ea de curând, ce ar trebui să facă astfel încât să ajungă cât de sus pot ei în acest domeniu și să nu se lase și să înțeleagă cât de importantă este dezvoltarea personală pentru ei? Un singur cuvânt ar fi mentor. Decât să-și pierdă timpul să caute prin alte cărți și să acționeze cum am făcut și eu la început, care să fie regis, să nu fie spontan și să se producă și plânsete poate sau altceva, știi, să puște, să acționezi, să și contribui la creșterea ta, adică să și acționezi, să treci prin procesul de acțiune. Pentru că dacă nu rămâi numai cu, ca și din școală, rămâi cu alte informații care îi pare interesantă, rămâi doar cu știutul, nu și cu cunoașterea, cum am zis. Deci mentor. Mai în trecut, da. Să găsească mentorii. Da, și să-ți găsească și cu cine, în cine poate să aibă încredere. Știi că nu ai încredere la început în tine. Da. Dacă ești fragil. Ești ca un ou. Da.
De acolo tu trebuie frumos să faci proces cu proces. Pas cu pas. Eu am făcut peste ascendent și dacă fac pe turbo, că am făcut așa, îmi cade lumea în cap. E dreptate. Saturnă se zice, ia și fă lucrurile pas cu pas. Da. Lent, constant, dar pas cu pas. Multă lume vor rezultate alalte, dacă se poate și rapid, peste noapte. Pas cu pas. Da. Pas cu pas, cu pas, cu pas. Care este... Progres zilnic, constant. Minunat. Care este, care este scopul pentru anul următor, George? Referitor la dezvoltarea ta și la ceea ce vrei tu să faci. Da, eu am acum încă 2 ani pe care sunt pe Turbo. Da. Și scopul meu este să fac un research și să aflu mai multe despre mine, de exemplu despre ocultism, despre energie, despre transformare și să mă concentrez și pe business. Nu pun un target financiar, spun că vreau să fac toți banii. Nu mă limitez la bani. Vreau să fac pe toți. Ești nebun? Da, toți. Îți spun și de ce. Hai să zice că ești sportiv de performanță. Am făcut basket de performanță, n-am mai făcut că am avut și accidentare la genunchiul drept. Mi s-a dus într-o parte și am fost și operat pe inimă. Și nu m-au lăsat medicii să duc. Dacă tu te concentrezi pe rezultat, fiecare echipă, mă refer la basket, orice echipă de sport, vrea să câștige, să câștige campionatul, corect? Da. Asta e obiectivul principal. Atunci, de ce alții pot care supraviețuiesc și alții nu pot, alții sunt descalificați și așa? Încă de lumea în cap. Și eu zic așa, vreau să mă concentrez pe cum sunt antrenamentele, pe ce, ca și manager, ca și asta mă refer, sau ca și jucător, uite, cum fac încălzirea, cum sunt antrenamentele, cât am progresat, să fiu atent și la dialogul meu interior, că fiecare are dialogul meu interior, fiecare, dacă crede sau nu, vorbești cu tine. Da. Dacă nu crezi, ascultă-te. Stai cu tine singur, retrage-te și ascultă-te. Vezi gândurile ți apar prin cap. Bun. Și să fii atent la toate sistemele astea care le-ai moștenit, care sunt programate, care au fost inoculate. Și să lucrezi cu tine și să vezi pe antrenamentul tău. Apoi pe colegi, să te concentrezi pe echipă, că nu poți să înscrii toate coșurile, să înscrie toată echipa. Și să te concentrezi pe ceea ce poți tu controla. Adică nu să te concentrezi pe rezultatul final. Că mulți oameni se concentrează pe rezultat. Fixează unul baia că câștigi campionatul. Și dacă nu, mă pute motivație. Nu mai fericit, fac pula. Atunci mă concentrez pe mine, pe identitatea mea, pe cine vreau să fiu. Păi mă concentrez pe o rutină, pe un proces de acțiune. După aceea se schimbă rezultatul. Pentru că te concentrezi acolo și făcând zilnic și constant și normal și relaxându-te, că nu ești robot, ești om. De asta este identitatea ta, pe cine vrei tu să devii. Se schimbă și rezultatul. Te îmbunătățești aici. Super tare. Da. Că așa cine vrea să-și atingă obiectivul, rezultatul, cine și-a motivația din rezultat, mai sunt zeci de milioane care vor, poate tot pământul ăsta. Este 1% care îți diferit. Sau mai puțin. Și aceia care gândesc diferit vor face jocul. Nu e neapărat să și gândească diferit și să se acționeze diferit, să punem în aplicație. Asta. Da. Și să se concentreze pe ei, unde au control. Pentru că cine vor campionat? Toți. Toți vor campionat. Nu-l atinge, aia supraviețuiesc, eu mor de foame. Nene. Da. Atitudinea învingătorului. Hai să spun, uite, și din teren. Îți spun din teren, e pe scor, se joacă pe scor. De asta spun și mântria față de tine de ceea ce faci. E satisfacția ta că ai înscris măcar un coș. Ai contribuit, da? Nu? Da. Să te aperi bine, nu scrii nimic. Te aperi, pui capac. Să faci un asist, îi dai pas. Bun.
tu te concentrezi, să zici, numai pe rezultat. Că tu conduci sau nu conduci. Zicea un jucător de performanță, nu știu exact ce sport practica, de scorul se schimbă dacă te uiți la el sau nu te uiți la el. Scorul nu rămâne la fel, scorul se schimbă. Atunci, de ce pizda limba asta te concentrezi tu la scor, în loc să te concentrezi pe ce faci tu? La joc. Om. Da, exact. Să te concentrezi pe joc. Da. Are sens. Da. Da. Da, George. Concentrează-te pe ceea ce faci în acest moment. Nu te concentra pe tabelă, că tabela se schimbă. Concentrează-te pe teren. Asta spun. Când ești acolo, acționezi. Dacă nu, ești mort. Ai dreptate. Acționezi. Îți mulțumim, George, fiindcă ai fost alături de noi la acest podcast și pentru învățăturile pe care ni le-ai transmis din propria ta experiență de viață. Sunt recunoscător pentru că m-ai invitat și că am avut onoarea să fiu aici alături de tine și să facem un podcast mișto. Hai să nu fie podcast mișto, asta hotărăsc cine o luat și beneficiază de asta. A fost o interacțiune constructivă și am contribuit. Da. Simt că vom putea ajuta oameni prin acest podcast. Corect. Dar și ei trebuie să ia această informație și să o implementeze. Cel mai important lucru. Cunoștință. Da. Nu ce știi. Ce știi? Du-te și angajează-te. Du-te cere de mâncare la cine te angajează. Du-te plânge-te, știi? Că asta face victima. Nu te plânge-te. Acționează și acționează cu gânduri către un obiectiv și mergi cu pași spre el, nu gândindu-te la el. Mulțumim, George. Și vă mulțumim tuturor telespectatorilor care se uită la acest podcast. Doamne ajută!